La sfârșit de an, Societatea de Transport a Slatinei Loctrans anunță proiectele pentru perioada următoare. Conducerea vrea să înlocuiască și alte stații de autobuz din cele distruse de cetățeni și se pregătește pentru viitoarea perioadă de accesare a fondurilor europene, care ar putea aduce investiții importante în transportul în comun. Avem un plan pentru anul viitor. Acest plan al nostru va fi pus în discuție, în discuția Consiliului Local. Acum să vedem, depinde de bugetul Consiliului Local. Dar noi avem planuri mărețe, mai ales că și primăria are un plan destul de mare pe transport, pe fonduri europene, pentru anul 2015-2020. Luna trecută, Loctrans a reușit să modernizeze stațiile de autobuz din zonele centrale. În buget de venituri și cheltuieli al anului 2014 ne-am refăcut calcule și anumite sume pe care au fost prinse în buget și nu au fost cheltuite, ne-am gândit să le transferăm la capitolul investiții. Transferându-le la capitolul investiții, am reușit ca să achiziționăm de data asta un număr de 9 stații noi. Primăria Slatina a achiziționat în 2007 40 de stații de autobuz de ultimă generație cu afișaj electronic. Acestea au fost devastate de cetățeni, astfel că în acest moment cele mai multe dintre ele au pereții sparți și băncile de așteptare distruse.